9 luni, atât a trecut de la ultimul meci în care Petrolul nu a mai înscris pe teren propriu. Se întâmpla la finalul anului trecut, în decembrie, când Găzarii remizau 0-0 cu Vasluienii. Același scor și acum, aceleași ratări ca și atunci. Principalul Cosmin Contra este îngrijorat că echipa își creează ocazii, dar dinamica este proastă. Guriță este supărat și pe unii spectatori, care îl contestă pe Gicu Grozav. Eu sunt mulțumit de Gicu Grozav. Și din acest punct de vedere îmi pare rău că publicul nu știe să aprecieze un jucător care și-a schimbat total mentalitatea. M-am îngrijorat deja de la după meciul cu Pandurii, dar încerc să fac finalizare la fiecare antrenament când am posibilitate. Nu e ușor pentru că jucăm din 3-3 zile, oboseala se acumulează și e foarte greu să faci finalizare. La finalizare trebuie să contribuie și noi veniți. Priso și Camara au fost pentru prima dată titulari în tricoul Petrolului. Am vrut să-l schimb la un moment dat pentru că am văzut că i se termina un pic benzina și nu mai avea prospețimea aia care a avut-o în prima repriză, dar am zis să-l odihnesc pe Gicu Grozav pentru că am nevoie de el joi să-mi câștige meciul. Meciul cu Brașovul a reprezentat și o bilă neagră pentru publicul ploieștean. Au fost maxim 8.000 de spectatori, fiind cea mai slabă prezență la un meci de campionat pe Ilie Oană.